Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Kiril, patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, în timpul unei liturghii, a spus că orice dorință de a distruge Rusia va însemna sfârșitul lumii. Ce înseamnă aceste cuvinte în gura unui slujitor al bisericii, comentăm peste câteva momente. Și tot peste câteva momente comentăm dezbaterile care au loc în Germania și încing spiritele în comunitatea evreiască. Evreii germani sunt incitați de o dezbatere privind numărul de convertiți la iudaism într-o țară marcată de Holocaust. O femeie cantor de la o sinagogă din Berlin a fost eliminată din funcție după ce a criticat numărul tot mai mare de convertiri și asta într-un cotidian național. Rămâneți cu noi, începem! Încercările Occidentului de a învinge Rusia pe câmpul de luptă în Ucraina sunt foarte periculoase și ar putea duce la sfârșitul lumii, a avertizat săptămâna trecută patriarhul rus Kiril, după ce atât fostul președinte al Rusiei, cât și purtătorul de cuvânt al președinției ruse au amintit că Rusia poate recurge la arme nucleare în situații limită. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, în timpul acelei liturghii, a spus că dorința de a învinge Rusia a căpătat forme foarte periculoase. Ne rugăm lui Dumnezeu, a spus patriarhul, să-i ilumineze pe acești demenți și să-i ajute să înțeleagă că orice dorință de a distruge Rusia va însemna sfârșitul lumii. Comentăm astăzi la Lumea Religioasă cu pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit! La lumea religioasă. Ce limbaj! Ce amenințare! Da, limbajul este clar unul nereligios. Nici nu ne putem aștepta, nici nu ne-am putea aștepta din partea unui lider religios să folosească acești termeni, care sunt preluați, de fapt, din retorica liderilor Rusiei. Să nu uităm că lucruri asemănătoare au fost spuse, cuvinte asemănătoare au fost spuse de fostul președinte Medvedev, care este mâna dreaptă a lui Putin, și de purtătorul de cuvânt al președinției ruse, este vorba de Peskov. Ei au folosit această retorică a unei amenințări clare cu armele de distrugere în masă. Și, de fapt, o întâlnim de fiecare dată. De exemplu, acum când țările occidentale au spus că vor da armament ofensiv Ucrainei, imediat Rusia a spus, dacă veți face lucrul acesta, noi va trebui să folosim armament de distrugere în masă. Nu aparține bisericii un astfel de limbaj. Iar când ascultăm această cerință, dorința lui de a fi iluminați acești demenți care ar produce rău Rusiei, se pierde din vedere faptul că un conducător religios, un conducător creștin, să nu uităm că Rusia are 140 de milioane de oameni, este cea mai mare biserică creștină ortodoxă, când un lider al ei folosește termenii aceștia și amenință cu distrugerea celor care se opun politicii ruse, atunci este într-adevăr un limbaj deplasat. M-aș fi așteptat ca liderul acesta creștin să spună liderilor politici ai Rusiei că drumul pe care au pornit este un drum greșit, că niciun motiv, n-ar trebui să existe niciun motiv pentru omorârea unor civili, pentru distrugerea orașelor, pentru distrugerea caselor, pentru moartea unor copii, pentru distrugerea școlilor și grădinițelor, pentru distrugerea spitalelor. Dar vedem că în retorica lui
Kiril, nu există așa ceva. De fapt, el nu este un lider religios, așa cum este considerat de fapt de mulți. El nu este un lider religios, ci este doar un lider politic care stăpânește peste Biserica Ortodoxă Rusă. Este foarte grav ce spuneți. Oricum, potrivit acestui patriarh, unii demenți spune, cred că Rusia poate fi învinsă sau supusă, ceea ce ar însemna să li se impună locuitorilor săi noi norme morale care nici măcar nu pot fi definite drept valori. Observați, este interesat să transmită ideea aceasta de valori la nivelul intenției și totuși în discursul său găsim practic amenințări periculoase. Deci el folosește non-valori și consideră că dacă Rusia ar fi învinsă, li s-ar impune niște non-valori. De fapt, limbajul acesta nu este pentru lumea occidentală. Limbajul acesta este pentru lumea rusă, în așa fel încât locuitorii Rusiei să poată să fie mai departe manipulați așa cum au fost până acum. S-a vehiculat foarte mult această politică care nu putem să spunem că este bună, de libertate pentru LGBT, pentru diverse grupări religioase necreștine, pentru libertate pentru toți, ca fiecare să se manifeste cum consideră că vrea să se manifeste. Dar văzând și trăind într-o țară, hai să spunem, care aparține de lumea occidentală, nu s-a impus nimic, ci mai degrabă este oferită libertatea și celor care nu au avut libertate până acum. Când spune că orice dorință de a distruge Rusia va însemna sfârșitul lumii, reamintim, era la Lurghiel. La un moment dat, pare că își amintește unde se află și spune ceva de genul: sunt vremuri îngrijorătoare, dar credem că Dumnezeu nu va abandona pământul rus și Rusia va avea forța de a-și apăra pământul și poporul la nevoie. Și că Dumnezeu, și ca Dumnezeu să nu permită situația să se agraveze până la acel punct și continuă, da? Deci începe să-și aducă aminte și să vorbească cumva despre Dumnezeu, pentru că, da, nu, indiferent, nu uităm, cum, într-o biserică vorbești despre Dumnezeu. Dar să nu uităm că el împarte lumea în două categorii: pământul rus și poporul rus și restul lumii. Toți ceilalți pot să piară și este normal să se întâmple așa. Îi putem bombarda, îi putem cucerii, putem să facem ce vrem cu ei, dar numai cu poporul rus să nu se întâmple. Aceasta nu aparține unui limbaj creștin, sau cel puțin nu îl găsim nicăieri în cuvântul lui Dumnezeu. Mergem mai departe. Un teolog olandez spune că biserica poate binecuvânta relațiile homosexuale. Cine este teologul și care sunt comentariile pe marginea afirmațiilor lui, vă spune pastorul Claudiu Țepuș. Teologul și totodată profesorul de etică Ad de Bruyne sfătuiește bisericile reformate să facă o liturghie oficială pentru a binecuvânta relațiile gay. Totuși, spune el, bisericile nu ar trebui să vadă această relație similară căsătoriei. Știu, sună destul de ciudat și cred că nu este doar atât. Concluziile din cartea sa publicată de curând în Olanda îmi dă fiori. Teologul merge după sintagma inventată de unul dintre profesorii lui: a fi așa, dar a nu face așa, pentru a separa identitatea homosexuală de cea practică. Relațiile gay diferă în continuare de căsătoriile heterosexuale, susține de Bruyne. Există ceva în unitatea bărbatului și femeii care nu poate fi găsit în relațiile între persoane de același sex conform Bibliei. Biblia respinge homosexualitatea. Cu toate acestea, apare întrebarea dacă aceste texte ni se aplică nouă, deoarece convingerile noastre despre sexualitate s-au schimbat, susține teologul. Olandezul, de asemenea, spune că trebuie să privim imaginea de ansamblu a sexualității în lumina Bibliei. Nu putem pretinde că identitatea sexuală homosexuală nu există. Trebuie să vedem homosexualitatea, spune acesta, ca parte inseparabilă a identității noastre.
De Bruyne nu respinge niciun text biblic care se opune homosexualității. Cu toate acestea, el crede că timpul și epoca în care trăim ne-a schimbat viziunea generală asupra sexualității. Vedem acum sexualitatea ca pe o parte crucială și inseparabilă a demnității noastre individuale. O parte a noastră pe care cu greu o putem schimba printr-un comportament diferit. Chiar dacă sexualitatea bărbatului și a femeii oglindește unitatea dintre Hristos și biserica sa, teologul olandez vede loc și pentru o legătură între parteneri de același sex. El spune, în legătura noastră unită cu Hristos, la care se referă relația bărbat-femeie, apare o nouă unitate de oameni în care bărbatul și femeia nu mai contează. Așa cum căsătoria simbolizează legătura unită cu Hristos, o relație gay arată ceva din legătura specială a oamenilor unii cu alții, care este posibilă prin Hristos. După cum vedeți, teologul schimbă Biblia după bunul său plac și încearcă să o adapteze la cultura post-creștină. Tu cum înțelegi Biblia? Oare și-a schimbat Dumnezeu principiile de-a lungul timpului? Apostolul Iacov concluziona: orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Pastorul Lucian Floricel este aici la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. Am avut un patriarh care amenință cu sfârșitul lumii și acum un teolog olandez, iată, spune, biserica poate binecuvânta relațiile homosexuale și găsește niște asocieri din Biblie. Ce părere aveți? Halucinantă. Halucinantă. Mă întreb dacă ar fi fost Caragiale ce ar fi spus. Să se modifice, primesc, dar să nu se schimbe nimic. Ceva de genul ăsta este în toată pledoaria lui cu privire la homosexualitate. Ce la părere căsătorie aveți de pledoaria lui? Colegul nostru a încercat cumva să ne pună accentul pe câteva din direcțiile pe care el le folosește, argumentele pe care le folosește. El știe foarte bine că Biblia nu are cum să susțină și din loc în loc el vine cu exemplele biblice și spune că Biblia, da, spune lucrul ăsta, doar că noi, acum trăind într-o altă epocă a istoriei lumii, ar trebui să adaptăm Biblia la ce trăim noi. În realitate, intră în conflict cu tot ce spune chiar el, și anume că totuși noi trebuie să ne raportăm la Biblie. Asta înseamnă că trebuie să ne modelăm noi după limbajul Bibliei, nu să modelăm limbajul Bibliei după trăirile noastre. Cine ar putea însă să înțeleagă până la urmă ce susține? Pentru că le amețește pe toate, exact, le învârtește, ce până la urmă? Încât când ai tras linie, stai, te întrebi, dai nedumerit din cap și spui ce aș putea să înțeleg din tot ce a scris omul ăsta sau din tot ce a spus. Trăim o perioadă de-a dreptul de neimaginat. Până la urmă, de ce nu este mai simplu să spui, exact, eu vreau să trăiesc așa? De ce nu Biblia se spune așa, dar eu vreau să trăiesc așa. Biblia, peste tot, ne dă libertatea de alegere. Dar, într-adevăr, ne învață, să nu uităm că îl sfătuia pe Iosua, iată, îți spun înainte, binele și răul. Te sfătuiesc ce să alegi, dar, până la urmă, alegerea este a ta. De ce nu acceptă să trăiască așa cum își doresc, fără să mai amestece Biblia? Iar dacă în cele din urmă totuși Biblia rămâne pentru tine un reper, alege totuși să trăiești după reperul pe care îl ai. Bun, eu am ce am cu teologia teologului. În general, este sigur ciudat ce spune. Cu toate acestea, observați, omul își permite să transmită și sfatul și spune sfatul este pentru biserici, că bisericile pot să facă unele lucruri în timp ce altele ar putea să nu le facă, dar în primul rând binecuvântarea relațiilor, el chiar sfătuiește. Da, el poate să sfătuiască orice
Și, din păcate, teologul acesta aparține de o biserică. Exact. Mă întreb de ce nu este o reacție a bisericii la teologia pe care o susține acest teolog. Pentru că poate să devină din teolog un filozof. Și, din punctul meu de vedere, este mai degrabă un filozof decât un teolog. Pentru că teologia înseamnă să vorbești despre Dumnezeu. El nu vorbește despre Dumnezeu, ci încearcă să-L convingă pe Dumnezeu să accepte filozofia Lui. De ce este așa de greu de acceptat până la urmă filozofia Bibliei? De ce? Acum nu mă gândesc în general, ci de un teolog. De ce este atât de greu? Pentru că totuși fiecare om are o conștiință și oricât de mult ai încercat să o îngropi sub argumente, să nu uităm că Biblia spune că și Dumnezeu a pus mai, în noi e chiar mai ușor, și gândul veșniciei. Este sădit în noi gândul acesta pe care l-a lăsat Dumnezeu. Și atunci această scăldare între două ape îți dă un simțământ că nu ești cu totul separat. Ești pe aproape, dar nu foarte aproape. Este mai bine pentru conștiința unui teolog să scalde lucrurile în așa fel încât să poată să pună capul pe pernă seara și să încerce să doarmă liniștit. Evrei germani sunt incitați de o dezbatere privind numărul de convertiri la iudaism într-o țară marcată de Holocaust. O femeie cantor de la o sinagogă din Berlin a fost eliminată din funcție după ce a criticat numărul tot mai mare de convertiri și asta într-un cotidian național. Cifrele Consiliului Central pentru Bunăstarea Evreilor din Germania indică o medie de 80 de convertiri anuale în ultimii 21 de ani. Mai exact, 1697 de persoane. Rabinul sinagogii, unde a lucrat cantorul destituit, este de asemenea o femeie și spune că ea însăși este convertită și deplânge impactul asupra credincioșilor neevrei. Acei membri ai sinagogii noastre, spune ea, care s-au convertit și se închină aici, sunt uimiți. Vă reamintesc, aici în studio alături de mine se află pastorul Lucian Floricel. Ce dilemă! Incredibil! Da. Cum comentați? Este greu de comentat o astfel de informație. Vedem nedumerirea lor, vedem frământările lor, mai ales că într-o țară în care antisemitismul a fost dus la un nivel extrem, exterminarea lor prin lagărele de concentrare, nu favorizează o poziție foarte potrivită pentru a trece la iudaism. Și totuși, iată că sunt oameni care trec la iudaism și până la urmă este normal să se respecte, să se respecte comunitatea alegerea lor. Evreiască. În mod normal ar trebui să fie o bucurie, dar să nu uităm că întotdeauna a fost o anumită tensiune între iudei și iudaizanți. Asta o găsim și în Biblie. Nu au fost priviți întotdeauna ca fiind da, sunt aproape de noi, dar nu sunt ca noi. Până la urmă, iudaismul este o castă închisă și greu își găsește loc cineva în mediul acesta, cu atât mai mult în Germania. Iată, se confirmă acest lucru. Asemenea, știre ce vorbește despre, ce spune, ce transmite de fapt despre comunitatea evrească și despre om în general? Ținând cont de istoria și background-ul lor. Da, că este greu de acceptat chiar și după atâția ani, e greu de acceptat o reconciliere între populația germană majoritară și iudeii din această țară. Mergem mai departe, îl urmărim pe pastorul Ovidiu Băluță, care ne spune de data aceasta despre creștinismul din unele părți ale lumii, un creștinism unde este persecuție și unde se trăiește foarte greu. Pastorul unei comunități evanghelice din Laos a fost ucis cu brutalitate la sfârșitul lunii octombrie în provincia Camoane din centrul țării.
Poliția spune că era desfigurat, iar pe trupul acestuia s-au găsit mai multe răni, indicii ale faptului că ar fi fost torturat înainte de a fi ucis și aruncat într-o pădure din apropiere. Ca mulți din Laos, Si și-a câștigat existența ca fermier. În 2015, Si și familia sa s-au întors de la credințele lor animiste și au îmbrățișat creștinismul. Curând, tensiunile au escaladat când autoritățile satului și poliția locală au susținut că creștinismul este incompatibil cu credințele și practicile lor tradiționale. Astfel, lui Si și altor creștini li s-au refuzat drepturile de bază, precum accesul la apă potabilă. În 2018, credința lui Si a fost pusă la încercare când poliția locală l-a încătușat și l-a reținut timp de 3 zile la școala din sat pentru că a găzduit o slujbă de duminică în casa lui. El a fost acuzat că a organizat o adunare ilegală, chiar dacă serviciile în casa sa duraseră de mai bine de 3 ani. În Laos, chiar și adunările pașnice sunt restricționate și monitorizate pentru a descuraja dizidența din partea guvernului. Si a fost eliberat după ce poliția provincială, care supraveghează poliția din sat și district, a fost anunțată că a fost plătită amenda. Autoritățile au încercat de asemenea să-l oblige pe Si să semneze o declarație pe propria răspundere prin care își retrage credința, deoarece erau preocupați de creșterea bisericii și nu doreau ca religia străină a lui Isus să interfereze cu închinarea locală la idoli și spirite. În ultimele luni, Si a fost urmărit de multe ori de unele dintre rudele și vecinii săi, fiind amenințat cu pedepse groaznice dacă va continua să-și împărtășească credința creștină. Tată a 8 copii, Si a suferit multe amenințări din partea celor din jur, dar a continuat să propovăduiască Evanghelia până în ultima zi a vieții sale. Un alt predicator care a dorit să rămână anonim a cerut poliției să inițieze o anchetă rapidă pentru arestarea ucigașilor. Dacă criminalii nu sunt arestați, comunitatea creștină va trăi în continuare sub teroare. Religia principală în Laos este budismul. Cu toate acestea, statul recunoaște bisericile evanghelice, romano-catolice și adventiste de ziua a 7-a. Pe de altă parte, toate practicile religioase sunt monitorizate îndeaproape de autorități. ONG-ul Open Doors clasează această țară, situată între Vietnam și Thailanda, pe locul 26 între țările în care creștinii sunt cei mai persecutați. Dincolo de politicile și religia unor țări, povestea de astăzi este despre un om. Un om simplu, a cărui credință a mers până la sacrificiul total. Mă întreb dacă în țările libere se mai găsește o credință ca aceasta. Suntem la final de emisiune. Nu încheiem emisiunea până când nu luăm și ultimele impresii de la invitatul nostru, pastorul Lucian Floricel. Cum s-a văzut lumea religioasă astăzi și cum ne poziționăm? Vedem un mare contrast. Când un om este dispus să își piardă viața pentru principiile pe care le-a învățat din Biblie, îl vedem în contrast cu un om care se joacă cu teologia, în așa fel încât să-i sune lui bine, fără să se intereseze prea mult dacă este adevărat sau nu este adevărat ceea ce susține și crede. Mă întreb ce ar face omul acesta în condițiile Laosului. Chiar i-am recomandat să facă o vizită în Laos, să trăiască acolo un timp ca misionar. Să vedem atunci dacă teologia lui va mai rămâne aceeași. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici. Am comentat știrile lumii religioase. Vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie emisiunea noastră. Sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Toate bune vă doresc!